Bine te-am găsit, draga mea, urmăritoare! În acest tutorial am să îți prezint protecție pe unghia naturală din gel și începem cu partea întâi, pregătirea unghiuței. Așa erau unghiuțele la început, când a venit clienta la manicură, iar apoi începem să lucrăm și încep cu mătuirea plăcii unghiale cu o pilă de carton de granulație mică. Pila de carton întotdeauna să o țineți spre clientă sau spre piele cu partea rotundă. Foarte important acest aspect, deoarece ne ajută să nu rănim pielea din jur. Nu apăsați foarte tare, deoarece dacă apăsați, nu veți mai avea o aderență foarte bună, luând din straturile de cheratină care ajută la aderență. Poziția în care mătuim placa unghială este mereu stânga-dreapta. Desprăfuiesc, văd dacă a mai rămas ceva nepilit și iar dacă a rămas, mai revin pe zonele respective. Scurtez și dau formă apoi. Cu partea dreaptă a pilei lucrez. Mă sprijin în falciul distal al clientei. Foarte, foarte important să nu pilești prea mult din punctele de creștere ale unghiei sau lateralele unghiei. Foarte des întâlnim această problemă în pozele de pe rețelele de socializare, și anume laterale lipsă sau pur și simplu încrestat din ele, colțuri care cresc apoi după o lună de zile, foarte urât, foarte urât arată și foarte urât se simte clienta cu acele colțuri. Din obsesie de a scoate unghii înguste, pilim prea mult din punctele de creștere. Foarte important acest aspect, draga mea urmăritoare, tu să nu faci acest lucru. Menționez că acest tutorial este parte dintr-un curs online de pe Patreon și o parte din muncă nu este vizibilă aici pe YouTube. Dacă dorești să vezi și acea parte ascunsă, te poți abona la cursurile mele de manicură online de pe Patreon, al cărui link pentru a te înscrie îl găsești în descrierea videoclipului. Sau poți să intri în privat pentru mai multe detalii pe Facebook și Instagram cu numele Dascălu Ionela Ana, ca să primești mai multe detalii despre cursuri, ce și cum, cât costă și așa mai departe. Împing cuticula cu un pusher. Acest pusher este achiziționat de la Hollywood Perfect Nails de pe site-ul nailcosmetics.ro, scuze. După ce am ridicat cuticula cu pusherul cu bitul lacrimă galben, desprind ligamentele, adică eliberez cuticula de placa unghială fiind prinsă prin acele scoame albe, albicioase, care nu ne plac atât nouă tehnicienilor, cât și clientelor noastre. Sunt foarte obsedate să elimine acele scoame. Acele scoame, draga mea urmăritoare, se produc din cauza nehidratării corespunzătoare a mâinilor sau chiar a cuticulelor. Foarte multă lume, nu știu dacă știe, dar e foarte important să ne hidratăm cuticulele de la o manicură până la cealaltă, pentru că tehniciana își face treaba cât mai mult posibil, își dă 100% silința să arate bine manicura noastră până la cealaltă întreținere, însă clienta nu știe ce are de făcut acasă. Ei, un lucru foarte important este hidratarea cuticulei. Ori cu ulei de cuticule, ori cu o cremă foarte, foarte hidratantă, chiar împinsă și lăsată în zona cuticulei, vizibilă fiind, ca să nu ne deranjeze că se vede, eu prefer să fac acest lucru personal, seara înainte de a mă pune la somn, când știu că nu mai am de atins nimic, de făcut nimic cu mâinile. Acesta este ultimul lucru pe care îl fac când știu că mă pun la somn.
Cuticulele mele arată chiar foarte bine până la următoarea întreținere. De multe ori am apucat să stau și 2 luni cu aceeași manicură din lipsă de timp să-mi fac întreținere, iar cuticulele mele tot timpul sunt micuțe și fără scoame. Ce mai este important este că și cu o unghie de la cealaltă mână să ne împingem tot la 2 zile cuticula. Am spălat puțin vase, cuticula este umedă, o împingem, nu o lăsăm să crească și să se lipească de placa ungheală și acest lucru este foarte important în a avea o cuticulă cu un aspect plăcut până la următoarea întreținere. Iarăși este foarte important să educați clientele voastre, dragi remerulmătoare, și să le spune să nu își taie cuticula singure, pentru că ele clar nu o vor tăia așa ca noi la manicură, ci doar o vor ciopârți. Și atunci când vin la noi la manicură ne îngreunează mai mult situația decât să ne ajute. Ele fac acest lucru crezând că ne ajută, însă din păcate ne încurcă mai tare, pentru că noi nu mai putem tăia o cuticulă continuă, ba chiar dacă au provocat răni, noi nu putem să lucrăm pe acele răni pentru că este risc de sângerare mult mai mare. De cele mai multe ori clientele mele fac acest lucru înainte cu o săptămână și fac asta și pentru a le ajuta pe ele să le placă mai mult cum arată și chiar și în speranța că eu nu mai am atât de mult de tăiat când vor veni și poate chiar scurtăm timpul de lucru al unei întrețineri. Ei, eu între timp am început să le învăț și să le educ să nu mai fac acest lucru nici pentru ele, nici pentru mine, ci pentru ele să facă doar hidratare și împingerea cuticulei mai mereu. Dacă nu vor să facă cu unghia de la cealaltă mână, pot să facă cu un pusher, pur și simplu să-și achiziționeze de la orice magazin de specialitate. Sunt pushere chiar și mai ieftinuțe, 10-15 lei. Cred că în fiecare oraș găsim un astfel de magazin cu produse cosmetice și de îngrijire și își pot achiziționa singure un astfel de pusher. Lucrez cuticula, desprinderea ligamentelor pe ambele părți, și pe forward și pe reverse, durațiile frezei fiind de între 15 și 20.000 de rotații. Eu folosesc freza maraton. Atenție, foarte scurt mă acces pe acest subiect. Recomand freza maraton achiziționată de pe site-ul nailshop.ro. Nu mai spun și din ce motive se zvonește că sunt foarte multe fake-uri, așadar de pe acest site vă recomand să o achiziționați. Cu siguranță va fi o freză și o alegere bună și o investiție bună în timp, deoarece nu se strică, nu creează probleme și foarte multă lume la fel nu știe că freza ne face aproape 70% din munca unei manicuri de la cap la coadă. De aceea este foarte important să investim într-o freză bună care să nu ne deranjeze în timpul lucrului, să nu se înfierbânte stiloul, pentru că o va deranja pe client să aibă turații puternice, fără zgomot și fără trepidații. Iată, această freză o recomand eu. Având, bineînțeles, experiențe și cu alte freze ieftinele sau și mai scumpe, 450 de lei, dar sincer regret, aceea cu 450 de lei a fost investiția de dinaintea acestei freze maraton și sincer spun, mai bine mai puneam încă 200 de lei și achiziționam cu 650 de lei maraton. Forfecuța Stalex 10x1 Magnolia am eu. Eu am achiziționat-o de pe site-ul bereschi.ro, dar o găsiți și pe Lineals Boutique sau poate și pe alte site-uri. Pot să spun că este cea mai the best forfecuță ever, forever, pe care eu am găsit-o. Nu pot să spun că m-am despărțit încă de forfecuțele mele, acelea care vă spuneam că le achiziționez dintr-un magazin din Bistrița, la 46 de lei. Îmi plac în continuare, dar pot să spun că se observă o diferență foarte mare între acelea și acestea Stalex. Acestea Stalex sunt un pic mai scumpicele, mai mult decât dublu, dar nu mă deranjează deloc. Deocamdată am achiziționat doar pentru mine personal, urmează să achiziționez și pentru cele 6 cursante ale mele, ce de obicei le pot primi în sala de curs.
Nici nu se observă că aici ar fi fost tăiată cuticula. Atât de natural arată. Nu lasă această forfecuță nicio dunguliță, nicio striație, nicio zgrietură, nimic absolut. Pur și simplu doar mai finisez apoi faldurile cu sfera și este totul impecabil și natural. Nu se vede că a fost tăiat ceva. Pe când la forfecuțele mai ieftine sau chiar cele clasice cu mâner de plastic, se observă că a fost tăiată cuticula. Lasă două dungi, una superioară și una interioară, care atinge placa unghială. Această forfecuță strânge cumva, adună cumva, astfel încât nu lasă nici o dungă măcar. Repet, draga mea urmăritoare, dacă vrei să vezi întreg acest tutorial, care este de fapt un curs pe Patreon, un curs online, te invit în privat să îți oferi informații, detalii despre cursuri sau poți să accesezi tu direct linkul pentru Patreon din descrierea acestui tutorial sau îl găsești și fixat în primul comentariu de sub acest tutorial. Precizez că sunt câteva lucruri care nu le-am arătat și aici, tocmai de aceea, pentru că le arăt în curs și nu mi se pare corect să le vedeți și voi aici pe YouTube. Iar pentru acest lucru puteți să intrați, să vă abonați la cursurile online de manicură de pe Patreon. Precizez, cine se loghează și dorește să se aboneze, trebuie să se aboneze în nivelul de întreținere, pentru că acolo este postat. Din acea categorie face parte acest curs. Urmează finisarea faldurilor laterale cu sfera, cu bitul sferă. Turațiile la care folosesc acest bit sunt aceleași, între 15 și 20.000 de rotații pe minut. De altfel, cu orice bit lucrăm pe piele sau pe placa, pe piele practic, se folosesc între 15 și 20.000 de rotații pe minut. Pe placa unghială se folosesc între 20.000 de rotații pe minut și 35.000 sau 30, în funcție de cât de multă practică ai și cât de mare siguranță ai pe tine. Eu, de exemplu, folosesc la 35.000 de rotații pe minut freza, dar la cursurile mele, pe cursante, le rog să folosească uneori doar 30.000 de rotații pe minut și chiar le e și lor frică uneori și mă roagă, nu pot să las mai încet freza? Ei, dragele mele, este ca și cum avem o freză scumpă, dar o folosim pe durații mici, e ca și cum avem o freză ieftină. Practic, noi din asta investim în frezele scumpe și calitative ca să ne folosim de 100% de acestea, de proprietățile acestora. Pe când dacă le folosim la turații mult mai mici, e ca și cum avem o freză mai ieftină. Iată, partea a doua, aplicarea produselor de bază. Am încercat să structurez mai frumos tutorialele de acum înainte și o să fie pe categorii, o să fie structurate frumos ca să se înțeleagă mult mai bine tot ce vedeți în aceste tutoriale. Aici aplic nail prep, care se usucă instant la aer. El are rol de degresare și dezinfectare. Apoi aplic primer fără acid sau bond sau bonder, orice, oricum ați vrea să-i spuneți, care se usucă timp de un minut la aer, fiind primer fără acid. După ce acest primer fără acid s-a uscat, aplic bază lichidă de ojă semipermanentă. Această bază lichidă de ojă semipermanentă poate să fie orice firmă dorești tu, draga mea urmăritoare, dar să fie pentru ojă semipermanentă și universală, să fie potrivită și pentru gel. Usuc timp de 30 de secunde la lampă această bază, depinde ce lampă ai, cât de calitativă este, poți să usuci și 60 ca să fii sigură. O aplic pe fiecare unghiuță în parte pentru a nu se scurge în cuticulă și în lateralele
unghiei, în canalele de creștere, este foarte important să nu se scurgă, deoarece unde se scurge primul produs, acolo se va scurge și următorul și următorul și tot așa mai departe. Eu îmi învăț cursantele, dacă s-a scurs primul produs sau orice produs, să șteargă, să degreseze și să pună din nou. Trecem la partea a treia, cea mai de neînțeles parte și cea mai dificilă pentru multe dintre cursante, încărcarea cu gel. Aici folosesc un gel autonivelant, este un gel care se aranjează singur, dar curge și destul de repejor, să spunem, în cuticulă, variat de la client, de la tehnician la tehnician, în sensul că mie nici nu apucă să mi se aranjeze. Eu trebuie să-l aranjez eu, pentru că lucrez foarte repede. Pe când un tehnician la început sau mai fără experiență, îi curge deja în cuticulă. Eu recomand, dacă a curs, mă repet încă o dată, să ștergi tot ce a curs și să degrăsezi bine, apăsând și insistent în acea zonă în care a apucat să curgă și să vii din nou cu acel produs. În cazul bazei, dacă a curs baza, trebuie să ștergi tot și să aplici din nou nail prep, primer, aștept să se usuce un minut la aer și aplici baza, o usuci la lampă. Și de fiecare dată, dacă curge, chiar cursantele mele mereu se apucă și plâng sau înjură sau sunt necăjite, pentru că o unghie s-ar putea să o facă și de 4-5 ori, pentru că de fiecare dată a curs în cuticulă. Ce mai este foarte important, dacă o dată, prima dată a curs, va curge și a doua, și a treia, și a patra oară. De multe ori merg eu la ele să le dovedesc că mie nu-mi curge și chiar și mie îmi curge. De ce? Pentru că stratul acela de dispersie ce a apucat odată să curgă, să se întindă prin acea zonă, tot timpul va curge și se va întinde din nou și din nou și din nou. Și chiar și mie, ce am experiență și pot să lucrez repede, în câteva secunde să aplic pe o unghie baza, chiar și mie îmi curge și cursantele râd apoi și zic, na, vezi că și ție ți-a curs? Și atunci chiar simt și eu nervii lor și îmi dau seama cât de enervant poate să fie, căci chiar eu m-am dus să le dovedesc și uite, nu am reușit nici măcar eu să le dovedesc că nu curge. Nu știu dacă ai observat, draga mea urmăritoare, la această unghiuță, în zona cuticulei a rămas un milimetru de spațiu. Iată, cu pensula Nail Art aranjez gelul astfel încât să nu rămână acel spațiu. De ce? Acel spațiu va crea o denivelare atunci când aplic culoarea sau topul și se va observa ca și cum ar fi fost, iată și acum se mai vede puțin, ca și cum ar fi fost o întreținere nu nefăcută bine sau unghia crescută deja de o săptămână. După ce am autonivelat și aranjat gelul să fie uniform în cuticulă, în laterale, pe vârf, întorc degetelul puțin pe spate și aștept să se autoniveleze singur sau, dacă este nevoie, pot să-l chiar ajut eu cu pensula Nail Art pe dedesubt să formez un blic foarte, foarte perfect. Mai multe detalii, mai ales în această etapă, poți vedea în cursul online de pe Patreon, pentru că acest lucru nu am preferat să nu îl arăt prea detaliat și prea explicat aici pe YouTube. Tocmai de aceea te rog să te abonezi la cursurile online, dacă dorești, bineînțeles. Nu este o rugăminte în ideea fă acest lucru pentru mine, ci fă acest lucru pentru tine. Da, iată ce frumos arată blicul. Deja se văd două veioze perfect rotunde și ovale în unghiuță, pentru că eu am două veioze la birou în timp ce lucrez pentru o luminozitate mai puternică și iată ce perfect se văd. Oricum aș suci unghiuța, ele tot perfecte sunt, nu sunt întrerupte deloc. Acest lucru înseamnă blic perfect, ca aceste două veioze să se vadă neîntrerupte. Dacă ele sunt mai rotunde, înseamnă că acolo este un bombeu. Dacă ele sunt ovale, înseamnă că unghiuța este lină, nu este foarte bombată. Este ea bombată, dar nu foarte. Este lină, pur și simplu are un bombeu natural, frumos. Iată, aici vedem din două ecrane în același timp, pentru a putea vedea și din lateral și de deasupra. Foarte, foarte mult mi-am dorit să reușesc să fac un astfel de tutorial sau chiar de curs și până la urmă Dumnezeu mi-a ajutat să găsesc o aplicație potrivită pentru a îmbina două ecrane, din două poziții să se vadă în acel video.
Și într-un final am reușit. Sper să-ți placă, draga mea urmăritoare, sper să te ajute acest tutorial. Aștept răspunsul tău în comentarii dacă ți-a plăcut și te-a ajutat și ți-a lămurit multe dintre lucrurile neștiute de tine până acum. Îți garantez că dacă te-ai înscrie la cursurile online de pe Patreon, în nivelul de întreținere, ai fi și mai uimită de câte lucruri noi sau diferite de ceea ce tu știai poți afla acolo și cât de multe lucruri îți poți lămuri și te vor ajuta pe viitor să lucrezi mult mai profi, mult mai ușor pentru tine, mult mai rapid chiar. Rapid, nu 100%, pentru că rapiditatea nu este punctul meu forte și nici nu susțin rapiditatea în acest domeniu, pentru că rapiditatea duce la rezistență scăzută și la aspect neplăcut. Uneori nu neapărat rezistență scăzută, rezistența poate să fie bună dacă munca totuși este făcută bine și produsele sunt de calitate, dar aspectul 100% nu poate să fie unul plăcut dacă lucrăm rapid. Așadar, timpul normal de lucru al unei întrețineri sau chiar și construcții, draga mea urmăritoare, pentru că m-am bătut foarte tare de această întrebare, este între 2 ore jumătate și 3. Deci între 2 ore și jumătate și 3 ore, acesta este timpul normal de lucru. Foarte multă lume mă întreabă, după ce vede un tutorial aici de o oră, mă întreabă așa și cred că așa gândește. Dacă aici tutorialul ți-a luat o oră, o manicură cât îți ia? Îți convinsă că așa gândește urmăritoarea care îmi pune această întrebare? Sau mai este varianta să mă întrebe din cauza că urmăritoarei respective îi durează prea mult să facă o manicură și, necăjită fiind, cere ajutorul meu și mă imploră să-i spun care este secretul meu, crezând că eu lucrez mai repede decât ea. Dar de cele mai multe ori lucrez poate doar cu o jumătate de oră sau cu o oră mai repede decât ea, asta însemnând ea termină o manicură în 4 ore sau 3 ore jumătate și eu îi spun spre surprinderea ei că și eu termin în 2 ore jumate, 3, depinde ce fac. Acest tip de manicură care îl prezint în acest tutorial sau curs online pe Patreon a durat sau ar trebui să dureze aproximativ 2 ore, maxim 2 ore jumătate, depinde ce model trebuie să facem. În cazul meu, dacă rămâi până la final alături de mine, o să vezi că modelul a fost foarte simplu, de efect, ușor și rapid de făcut. Gelul pe care eu l-am folosit este unul autonivelant de la BAF. Iată, foarte puțin iau pe pensulă. Partea a patra, crearea modelului, am uitat să spun ce gel este, dar nici măcar nu mi-amintesc, așa că o să las link în descrierea tutorialului sau fixat în primul comentariu, link al gelului folosit. Îl recomand cu foarte mare precizie și siguranță, pentru că, cel puțin din punctul meu de vedere, este autonivelant, dar nu curge. Așa pot să-l descriu eu. Îmi place și nuanța, este una naturală. Folosind Oja 80 de la BAF, Oja semipermanentă, aplic culoarea inclusiv sub eponichium. Spun sub eponichium deoarece cuticulă noi nu mai avem aici, asta pentru că am tăiat-o cu forfecuța, da? Aici este un mic secret care iarăși nu l-am arătat, așa că după ce am împins cuticula cu pusherul, ar mai fi alți pași care nu i-am arătat aici și iată, ajungem la mijlocul aplicării culorii pe o unghiuță, dar bineînțeles, nu este foarte mare lucru, cine îl știe, îl știe sau își dă seama, iar dacă nu, puteți să vă înscrieți la cursurile de manicură online de pe Patreon, al cărui link pentru accesare îl găsiți în descriere sau fixat în primul comentariu, sau poți să intri în privat pentru mai multe detalii pe Facebook sau Instagram Dascălu Ionela Ana. Precizez că este o culoare superbă, superbă, are o consistență foarte potrivită, nu curge foarte repede, este pigmentată, este aplicată doar într-un strat aici, poate ți se pare că sunt două straturi, dar nu sunt, este doar un singur strat și iată cât de frumos am reușit să o aplic sub eponichium, în laterale și foarte pigmentată. Aplic aici top cu strat de dispersie.
sau nu mai știu, nici nu mai știu ce top am aplicat. Știu doar că degresez la un moment dat, dar cred că degresez de fapt modelul, nu topul. Topul parcă este top fără strat de dispersie de la Moonly. Chiar și Moonly îmi place extraordinar de mult, îmi plac ojele lor semi-permanente și topul acesta fără strat de dispersie este super mega wow. Își păstrează luciul, care este unul foarte puternic, și îl păstrează până la între 3 și 4 săptămâni. Recomand această firmă foarte, foarte mult pentru o reducere de 10% pe site-ul Moonly, 10 sau 15%, nici nu mai știu acum. Intrați în descriere și vedeți care sunt regulile pentru fiecare firmă al cărui produs eu l-am folosit aici în tutorial, sau fixat în primul comentariu și vedeți acolo ce reduceri și ce trebuie să faceți pentru aceste reduceri dacă vă plasați comenzi la firmele respective. Apoi aici creez modelul, la fel și aici este un mic secret care nu l-am spus și nu o să-l arăt. Vreau să spun, nu l-am arătat și nici nu o să-l spun, dar mă rog, tot aia înseamnă. Este foarte, foarte ușor și rapid de făcut, dar este un mic secret care nu-l vedeți, nu-l aflați. Draga mea urmăritoare, sper că ți-a plăcut și că totuși, chiar dacă multe lucruri nu le-am spus și nu le vedeți, sper că acest tutorial ți-a lămurit foarte multe lucruri care nu le știai și sper că te-a încântat, sper că ți-a plăcut. Aștept să-mi lași comentarii în care să-mi spui dacă ți-a plăcut, dacă ești mulțumită și chiar te rog să-mi spui ce ai dori să mai vezi pe viitor. Nu știu dacă ai observat că am momente în care o săptămână, două sunt foarte activă pe YouTube, iar apoi 3-4 o lună nu mai sunt activă. Am foarte multe lucruri, pot să spun și asta. Am și cursuri, am și cursurile online, iarăși îmi iau foarte mult timp din viață, pentru că mă dedic foarte mult acestui lucru. Bannerele de făcut pentru cursurile offline, adică cursurile ce le susțin în salonul meu din Bistrița Năsăud, mi-au luat și ele foarte mult timp pentru că anul trecut, să zic așa, nu am apucat să mi le pregătesc ca să mă prindă anul nou cu ele deja pregătite și postate. Astfel că încă eu în luna februarie mă aflu în perioada pregătirilor lucrărilor pentru bannere. Așa că și mai este un motiv pentru care nu sunt foarte activă, lipsă de inspirație. Nu știu ce să vă mai arăt. Am în plan să vă arăt o construcție pe șablon. Am făcut undeva în luna decembrie un sondaj în care vă întrebam ce doriți să vedeți. Construcție pe șablon, întreținere sau modele de Crăciun? Răspunsurile au fost foarte puțin modele de Crăciun, iar balanța a fost 50-50 pe întreținere și construcție. Întreținere v-am arătat, urmează să vă arăt și o construcție, încă vreau să mă țin de cuvânt, sper cât de curând, dar pe lângă asta am dorit să aflu ce ați mai dorit să vedeți. Am în plan să vă mai arăt cum curățăm pensulele, foarte multă lume nu știe acest lucru, cum le curățăm, cum le menținem sănătoase, da? Să nu le stricăm, să nu le răsfirăm firuțele, da? Să le stricăm. Și vreau să vă mai vorbesc puțin și despre dezinfecție și sterilizare, că tot este mare zarvă în țara noastră despre pupinel și autoclav și sterilizatorul UV și cel cu biluțe de cuarț, nu știm ce și cum și ce trebuie să facem. O să vreau să fac și un astfel de tutorial, sper cât de repede să nu apuce să treacă această zarvă din țară. După ce am uscat și modelul, după cum ați putut observa, degresez și iată rezultatul. Îmi plac foarte mult aceste poze, sunt foarte reușite, foarte clare, plus că și lucrarea este foarte, foarte bine făcută, este foarte profi. Sper că îți place cum arată și mai stai puțin lângă mine pentru că vreau să-ți mai prezint ceva foarte interesant, spun eu, și folositor ție. Așa că mai stai câteva minuțele, 3 minuțele. Iată, before and after. Sper că îți place rezultatul și că este wow pentru tine. Ce vreau să menționez despre before este că nu sunt murdare aceste unghiuțe, sunt cu vopsea. Cu o zi înainte, modelul meu și-a vopsit părul negru albăstrui.
Știți și voi că se rup mănușelele, chiar dacă foarte puțin, deja vopseaua apucă să intre sub mănuș și este bai mare. Ce vreau să vă prezint este calendarul cursurilor pe perioada martie-iulie, ce se susțin, bineînțeles, doar și doar în Bistrița. Așadar, în martie, în 12 martie, urmează cursul de Slim Nails and 3D Design, care costă 400 de lei. Se face Slim Nails, se face construcție de Slim Nails sau întreținere, nu mai știu exact, dar urmează și bannerul și lămurim acest lucru. În 19 martie, o greșeală de scris acolo, 19 martie, 5 Forms and Design, tot 400 de lei, dar la care locurile sunt full deja, este ocupat totul, 6 locuri sunt de obicei. Da, uite aici, formă oval, întreținere facem. Nu facem construcție, se învață drying, combi, manicure, corecția arhitecturii, adică unghiile încovoiate, le îndreptăm. După aceea tipuri de apex, asta este teorie, schema de pilire, teorie și practică și cele 5 design-uri ce se văd în imagine. Sper să vă placă și vă aștept în privat pentru mai multe detalii despre înscriere. Durata este de o zi, iar prețul este de 400 de lei. Apoi, în 24 și 29 martie, mai sunt doar 4 locuri, da? Atenție, 4 locuri, grupa maximă fiind de 6, mai sunt 4 locuri, în 24-29 martie, la Bistrița. În acest curs de bază, se învață anatomia unghiei naturale, tipuri de pat unghial și cuticulă, teoria șablonului, tot ce ține de șablon, montaje, decupaje, absolut tot, dry and combi manicure, boli și anomalii, dezinfecția și sterilizarea mult mai detaliată decât tutorialul care vreau să-l fac aici pe YouTube, întreținere clasică, construcție, slim nails, toate formele, aderență, factor principal și multe, multe altele. 5 Forms and Design, despre care vă spuneam că se ține în 19 martie și este full house, adică este ocupat total. Următorul curs este în 30 aprilie, după Paște. Cred că aveți și vacanță dacă sunteți dintre voi care mă urmăriți eleve, așa că vă aștept la Bistrița, unde învățați construcție de forma pătrată arcuit, balerină cu oval migdală și oval clasic, plus design ultramodern și foarte multe altele, cele puteți vedea în poză. Dacă vreți, puneți pauză pe video, pe tutorial și citiți absolut totul. Dacă nu vă place cursul la grupă, da, fiind de 6 persoane, veniți la un curs individual personalizat, unde se lucrează doar cu o cursantă, se stabilește împreună cu cursanta ce anume va învăța, adică ce lipsuri are ea, ce își dorește ea să învețe, nu contează că e construcție, că e întreținere, că e corecție, că e orice, orice învățăm acolo la acest curs. Materialele și modelul de lucru le asigur eu, data cursului o stabilim împreună, când dorești tu și când am eu timp liber. Prețul unei zile de curs personal individual este de 700 de lei. Dacă vreau să mai spun că dacă este nevoie de 2 zile de curs, putem vorbi și de o mică reducere de preț, astfel încât cursanta să poată învăța tot ce este nevoie. Draga mea urmăritoare, am ajuns la final, timpul m-a surprins, astfel că nu uita să zâmbești, te pup și te aștept în privat pentru orice detalii dorești. Pupici!